În fiecare zi, copiii de la școala de vară organizată de către Iași TV Live sunt îndrumați pentru a cunoaște și a învăța ceea ce înseamnă arta televiziunii. Au făcut exerciții de dicție, au văzut platourile televiziunii, au vizitat muzee, au dansat pe scena Operei Naționale Române din Iași. De această dată, micuții elevi au pășit îndrăzneți pe holurile Palatului Roznovanu, actualul sediu al primăriei municipiului Iași. Bine ați venit la Palatul Roznovanu, care e și clădirea în care funcționează primăria municipiului Iași. Eu sunt Elena, voi fi ghid sau ghidușul vostru astăzi, da? Și o să povestesc câte ceva despre Palatul Roznovanu și câte un pic despre primărie. Da? E palat pentru că el așa a fost gândit. Ați văzut, e o clădire foarte frumoasă la bulevardul cel mai din oraș, la bulevardul Ștefan cel Mare, unde avem unele dintre cele mai frumoase clădiri. Sala mare, care găzduiește numeroase ședințe de consiliu local, le-a stârnit copiilor curiozitatea. Proprietarii, pe la 1800, țineau evenimentele cele mai frumoase din oraș, da? Balurile cele mai frumoase și evenimentele cele mai frumoase. După 1900, aici a devenit o sală oficială, pentru că a cumpărat primăria clădirea și aici a devenit instituție oficială. Iar în timpul primului război mondial, aici a fost Consiliul de Război, aici s-a decis soarta țării, da? Deci aici veneau cei mai importanți miniștri, cei mai importanți oameni de stat și stabileau care e strategia României în război. Micuții cursanți de la școala de vară și-au luat deja treaba în serios, precum niște adevărați reporteri au fost îndrăzneți și i-au adresat ghidului numeroase întrebări. Dar cine a pictat aceste picturi și cine a făcut camera asta? Deci, camera este făcută de acei proprietari care se numeau familia Rosetti Roznovan, da? Iar aici era salonul lor de recepții și de întâlniri foarte importante. Iar tablourile sunt pictate mai recent, da? Sunt făcute de un pictor ieșean foarte cunoscut, numit Dan Hartmann. Da? El a făcut toate aceste portrete de foști primari ai Iașului. Acum câți ani s-a inventat? S-a construit clădirea? Da. Clădirea este de la 1830. Da? Deci a fost construită la 1830 de familia Rosetti Roznovanu, care era una dintre cele mai bogate din Iași la vremea respectivă. De ce se află atât de multe televizoare? Sunt ecrane, pentru că în momentul în care avem evenimente și acum o să avem un eveniment, oamenii pot vedea pe ecrane filmulețe despre Iași sau despre eveniment sau despre personalitățile care sunt premiate în cadrul evenimentului și se pun pe aceste monitoare. Așa s-a încheiat o nouă zi pentru copiii de la școala de vară organizată de către Iași TV Live. O nouă zi în care cei mici au acumulat noi cunoștințe, iar viitorul le rezervă alte astfel de provocări.